Stadionul Iuliu Hățieganu din Cluj-Napoca găzduiește finala Cupei României la rugby. Ultimul act al competiției din acest sezon va duce față în față formațiile CSM Știința Baia Mare și CSM București. Partida dintre cele două echipe va avea loc de la ora 11. Păimărenii speră să cucerească acest trofeu, dar sunt convinși că vor avea parte de un duel extrem de dificil. Sper să câștigăm finala Cupei. Finala va fi cu totul diferită din punctul meu de vedere. Pentru că nu se va juca în primul rând la Baia Mare, nu o să fie atâția suporteri lângă noi. Terenul mă gândesc că o să fie altfel, nu o să mai fie aceeași tactică pe noroi, o să fie mult mai multe pase, vom vedea. CSM Știința a ajuns în ultimul act al cupei după ce a trecut în semifinale de Steaua. De cealaltă parte, CSM București, formația antrenată de fostul tehnician băimărean Eugen Apioc, a eliminat în semifinale Timișoara Saracens, deținătoarea trofeului. În acest sezon, băimărenii au câștigat ambele dueluri cu bucureștenii. În faza grupelor, din Cupa României, CSM Știința s-a impus cu 22-15, în Superliga au câștigat cu 25-14. Cele două echipe se vor întâlni acum în finala Cupei României într-o partidă care va avea loc mâine de la ora 11.